ziua, sunt Roman Turci. Cine e Roman Turci, vă întrebați voi probabil acum. Deci eu sunt artist vizual, în principal pictor. Deci, pentru un pictor, ca să ajungi pictor, trebuie să ai mai multe patologii, în fine, dar în principal sociopatia e utilă de foarte multe ori. Deci sala de aici e ca un imens stadion pentru mine. Forță. Ce să vă zic? Deci despre anul viitor e complicat. Mie mi se pare că conferința inhibă cumva niște lucruri, pentru că lucrurile nu se întâmplă chiar bine vizibil de la un an la altul. Adică eu pot să mă gândesc ce se va întâmpla în viitor. Dacă se poate să se întâmple anul viitor, poate mai bine. Eu sunt născut în Basarabia, deci în RSS moldovenească, cum se numea pe vremea Uniunii Sovietice, și am venit în București în 90, deci acum 23 de ani. Toamna, deci fix acum 23 de ani. Deci în 90 am avut norocul să mă cazez la un cămin din centru și am perceput Bucureștiul foarte, ca pe un oraș foarte mișto, de fapt. Indiferent de aspectele negative care erau și atunci, sunt și acum. Deci, pentru mine, un om venit din Imperiul Rus, practic, era primul oraș occidental. Poate pentru voi sună ciudat, dar așa era pentru mine atunci. Deci prima mea vizită în oraș, ca să văd orașul, a fost în Piața Revoluției. De, nu știu dacă se chema atunci Piața Revoluției, în fine. Când am ajuns acolo, am găsit Bagdad. Deci totul era, știți probabil, sau totul era super găurit și super incendiat și era un dezastru total. Și admirând Ateneul, care suferise probabil cel mai puțin în perioada Revoluției, am văzut un șobolan între coloane. Deci asta era România de atunci. Dezastru ajunsese la cote maxime și se terminase. Deci dacă atunci aș fi fost întrebat ce se va întâmpla anul viitor, aș fi spus că anul viitor va fi drăsnic, pentru gata, cu tremura trecut. Deci anul viitor atunci, deci în 91, n-a fost trăsnet, după cum știți. Dar ceva s-a întâmplat. Și inevitabil spre bine. Azi, acum, în anii ăștia, trec aproape zilnic prin Piața Revoluției. Și diferențele, ce să spun, sunt diferențe, da. Major domn negri la intrarea în hotel, mașini scumpe, multe, clădirile reparate toate sau aproape toate. Șobolani nu vezi. Șobolani. Deci oamenii merg la concerte la Ateneu, frumos, sunt mulți japonezi pe stradă cu aparate foto. Deci e ca orice oraș occidental. Deci schimbările alea de atunci, din 90 până acum, s-au produs foarte vizibil. Eu așa prefer să le iau mai degrabă, cu acel an decât cu anul trecut. Pentru că dacă aș privi Revoluția, aș privi Piața Revoluției de anul trecut și cu cea de anul ăsta, ar fi puține schimbări și nu știu dacă neapărat spre bine, în aparență cel puțin. Deci previziunea mea pentru anul viitor va fi bine, în principiu. Deci, în fine, asta a fost cu percepția mea asupra României. Pentru că
toți anii ăștia, de când sunt eu în România, e un proces continuu de reconstrucție și de dezvoltare. Mai întâi de reconstrucție, apoi dezvoltare și după aia îmbinate, acum e mai mult de dezvoltare. Sau de dărâmare și de dezvoltare. În fine, ce mi se pare mie important, din punctul meu de vedere, ca om din domeniul artelor. Eu n-am companii sau, mă rog, am și eu firmă să releagă, dar e de formă mai mult. Eu sper, sau nu sper, sunt convins că lucrurile, cum v-am zis, evoluează spre bine, în permanență. Chiar dacă ne-ar aștepta în viitorul mare dezastru, ăla oricum se va duce tot spre bine. Deci, sunt optimist. Ce previziuni mi-e foarte complicat să fac și nu m-aș adăptura la așa ceva, putea spune ce m-ar plăcea sau m-ar place, nici până acum nu știu cum e corect, să se întâmple în viitor, dacă se poate în viitor. Deci, eu fiind pictor, domeniul meu e arta. Ce e arta? Arta, Platon spunea că e adevărul, binele și frumosul. M-aș referi mai degrabă la frumos, care e cea mai nuanțată, cel mai nuanțat aspect al artei. Deși și adevărul în timpul poate fi nuanțat, e bine, nu mai vorbesc. Eu, provenind dintr-o cultură rusă majoritate, sunt fanul multor ruși. Și îl citesc aici pe Dostoievski, care probabil e unul dintre foarte puținii ruși iubiți în România, care spunea că frumusețea va salva lumea. Sună ciudat la prima vedere, deci cum poate frumusețea să salveze lumea. Salvează lumea, nu știu, Superman, alte chestii, guvern, președinți. Și totuși cred că este un aspect foarte important care ne ajută să ne completează, de fapt, cu adevărat. Adică frumusețea e ceva de care credem că ne putem compensa, ne putem să o evităm cumva, sau nu e chiar atât de importantă. Frumusețea de obicei e pe ultimul plan. Mai întâi e căldura, sănătatea, hrana, apa și mai departe. Deci frumosul la final. Dacă avem pe toate, merge și frumos. Dar cred că uneori e la fel de revigorant să ne uităm la un film frumos sau să vedem un tablou frumos, ca atunci când mâncăm un Snickers, de exemplu, cine e foarte fan, dar n-am. Am o fiică de 15 ani și mai cunosc amănunte din învățământul românesc, de exemplu, care în școlile nespecializate pe artă, desenul, de exemplu, este ultima materie posibilă. Deci dacă poți să chiulești de la ceva, fără să te certe nici profesorii, nici părinții, nici nimeni, e de la desert. Deci de la desert se poate. Și asta se reflectă negativ până la urmă în educația copilului.
viitorului a Ardur, pentru că e... Deci noi, oamenii în general, ne putem da părerea despre orice. Despre muzică, despre literatură, despre filme, despre știință, despre cosmos. Dar când vine vorba despre pictură, de exemplu, nimeni nu se bagă. Oricum se pricepe, oricum e prea complicat. Nu, oamenii se feresc să deseneze după anumită vârstă și mai departe. Și consider că asta în școală cu desenul contribuie la această atitudine. Adică dacă ce mi-aș dori ca în școală copiii să nu fie puși să deseneze și ei să-și spună lor sau profesorilor că nu știu să deseneze de fapt, că au de învățat la mare, ci să fie educați estetic, cum ar veni. Adică ar fi foarte important. Asta s-ar reflecta în felul cum ei s-ar îmbrăca ulterior, la ce alegere ar face când și-ar cumpăra o casă sau și-ar construi o casă, la comunica cu un mediu total abstract, care cum e pictura, care practic nu folosește în aparență la nimic. Și totuși, dacă încercați să trăiți fără imagini pe pereți, o să vedeți cât de grav e, de fapt, cât de gravă e toată treaba asta. Un alt lucru care mi-aș dori înfrumusețarea, tot legat de frumos, înfrumusețarea orașului, de exemplu. La București, în special, că nu știu, pentru România și frumusețarea României. Deci, dacă ar exista o atenție mai mare pentru frumusețe, ar ajuta pe absolut toată lumea. În plus, asta așa, poate suna ca o pledoarie pentru domeniul meu. Și mi-aș dori e ca oamenilor să nu le mai fie frică să se apropie de artă, de arta plastică, de o expoziție. Nu e una, să te duci la un concert unde e vorba tot de artă, dar unde plătești un bilet și te distrezi, cumva, dansezi și așa mai departe, mi-a demonstrat mai devreme. Și cu totul altceva e o expoziție, unde nu se plătește niciun bilet, nimeni nu-ți cere nimic, de exemplu. Și totuși ai ocazia să te confrunți și să vii în întâmpinarea unei zone foarte subtile a spiritului uman. Deci, probabil de cea mai subtilă, pentru că are un nivel de abstractizare maxim, prin inutilitatea ei, practic. Și odată cu această apropiere, nu vreau să fiu mercantil sau să... Dar mi-aș dori ca oamenii să fie mai curajoși în a se apropia de artă, dar și în a-și achiziționa artă. Pentru că și de achiziția de obiect artistic, oamenii sunt speriați ca de dracu. Deci, odată când s-ar pune problema ce să cumpăr, vine acea chestiune în care nu înțelegi nimic din arta modernă, contemporană, toate ți se pare de neînțeles și atunci preferi tot altceva să faci cu bani. Deci, eu consider arta ca o investiție mult mai temeinică decât aurul, de exemplu.
Și dacă o să vedeți, știți cu siguranță la ce aberații, în ghilimele, se ajunge la creșterea valorii anumitor artiști după moarte, bineînțeles. Izbor e un artist mort, asta e cu siguranță. Dar deci atunci când oamenii vor înțelege că să-ți cumperi o lucrare de artă e la fel de important ca investiție și ca confort personal, ca și cum ți-ai cumpăra un LCD, de exemplu, lucrurile se vor schimba și în viața lor. Extra și timp între timp, nu mă așteptam să fac față atâtor minute. Nici nu îmi dau seama dacă am făcut vreo previziune în mod special, deci va fi bine, sigur. Deci, la final, dacă mă ajută băieți, eu am pregătit, aveam un scurt filmez, 4 minute atât durează, ca să vă dați seama ce fac eu. E un making of al unei lucrări. Vă mulțumesc frumos! Thank you.
Thank you.